Sunt semne cum că trebuie să ne schimbăm. Trebuie să înțelegem ceva din asta. Și aceste mici, le zic mici pentru că raportat la lucrurile care se vor mai schimba în viitor sunt destul de mici, trebuie să le luăm fix ca pe niște semnale de alarmă. Nu să ne înrăiască și nu să ne sperie. Deja vibrația planetei este foarte joasă. Vibrația României însă este mult mai bună din cauza faptului că aici în România, ca și centri energetici, noi avem toate cele 7 chakre. Și având acele chakre, cumva vibrația este mai înaltă și asta ne păzește și ne ajută destul de mult. Dar, din păcate, dacă noi nu ne trezim, dacă noi nu încercăm să vedem și partea plină a paharului, sau să ne vedem cumva de interiorul nostru, aceste evenimente vor fi din ce în ce mai dese. Da, ce ar trebui să facem noi?